România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Oameni buni, societatea noastră a ajuns într-un moment cumplit prin decizia noastră și prin neputința celor pe care i-am ales. În România, zilnic mor cei mai mulți oameni din Europa, 14 dintr-un milion de locuitori, și suntem pe locul 3 în lume potrivit acelorași date. Am consemnat și ziua cu cel mai mare număr de îmbolnăviri ieri, astăzi sunt cu vreo 1000 mai puține, iar ministrul sănătății spune că de fapt acesta este vârful unui iceberg, pentru că foarte multă lume nu se mai testează. În această dimineață am primit un apel al medicilor din București, care sunt disperați. Voi citi din el. Spune așa: suntem disperați pentru că zi de zi pierdem sute de pacienți care mor în spitalele românești. Suntem disperați pentru că oricât de multe eforturi am face, această boală parșivă ne ia pacienți. Suntem disperați pentru că de multe ori suntem în fața acestei boli dezarmați și cu mâinile goale. Și da, suntem disperați pentru că, din păcate, de prea multe ori am auzit: nu pot să respir, nu sunt vaccinat. Continui să citesc din acest apel. Zilnic vorbim cu colegi care ne spun că nu mai știu ce să facă. Ne mor pacienți tineri, ajung copii în secțiile de ATI, mor oameni cu comorbidități. Suntem la răscruce și cred că doar un efort comun al nostru și al dumneavoastră poate face să plafonăm și să stopăm acest val al pandemiei de COVID-19. Aș vrea acum să o ascultați și pe Valeria Herdea, medic care ieri a vorbit la Europa FM. Aș vrea să-i auziți vocea. Ieri am fost la o mormântare a unui pacient de-al meu. Au rămas doi copii de 16 și de 14 ani. Îi cresc de când s-au născut. L-am rugat și m-am certat ultima dată cu pacientul meu să se interneze. S-a dus la un spital și a plecat după 2 ore, pentru că stătea pe un scaun și nu mai avea oxigen. După 24 de ore s-a internat și a murit. Ce am făcut eu sâmbătă și duminică și luni? Am plâns alături de familia lui. Și ar mai fi ceva de spus tot de la doamna Herdea din același Încercați interviu. Încercați să înțelegeți, dragi oameni, că ar fi cazul să vă iubiți un pic mai mult copiii în mod responsabil și nu în mod egoist. Înseamnă să iubești, înseamnă să protejezi și să faci ce mai bine întâi pentru ei și, pe urmă, să te gândești: mie frică? De ce să-ți fie frică? Dacă mie nu mi-e frică și mi-am asumat, cred că fiecare dintre noi poate să facă același pas. În egală măsură, autoritățile se codesc să facă vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii profesionale, nu vor să instituie carantină acolo unde este necesar, nu vor să-și asume nici măcar închiderea școlilor. N-au lăsat să hotărască directorii, care acum închid clasele pe măsură ce constată îmbolnăviri, adică fac în mod natural ceva ce ar fi putut fi prevenit. Nu și-au respectat nici propria lege, cea cu 6 la 1000. Dar aici nu este vorba doar de autorități. Ne este clar că România are o problemă culturală și că refuză colaborarea și lucrul în comun. Fiecare speră că va scăpa individual din povestea asta, dar aproape că asta nu se mai poate. Acest sistem de viață s-a întâlnit cu incompetența și lașitatea guvernanților din acest moment, de fapt a întregii clase politice. Ceilalți responsabili sunt PSD și AUR, care au hotărât să scoată la rândule profit din moarte. Iar eu astăzi vă întreb destul de simplu, pentru că constat că iarăși suntem pe cont propriu. Vă dau întâi telefoanele. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Ce credeți că ar trebui să facem mai departe? Ce îi cereți statului român în aceste zile? Și ce măsuri v-ați luat voi individual pentru protecția familiei? Mai am o curiozitate, aș vrea să o adaug. Dacă v-ați vaccinat în aceste zile, v-ați hotărât să faceți prima doză, de ce ați făcut și acest lucru? 0372069599. România în direct este și pe Facebook, știți bine că mai arunc un ochi și acolo. Haideți să pornim. Dan, salutare, bine ai venit! Salut, Cătălin, și bine te-am găsit! Dan din Cluj, te deranjează. Opinia mea este în felul următor, că totul pornește de la autorități, din păcate. Deși am văzut foarte mulți oameni blamați că nu s-au vaccinat sau că nu și-au luat măsuri de precauție și așa mai departe,
Părerea mea este că și autoritățile sau modul lor de a comunica ce înseamnă să te vaccinezi și de ce trebuie să o faci a fost unul foarte, foarte prost, în opinia mea. În sensul în care am văzut cu toții acele clipuri care apar la televiziuni cu vaccinează-te ca să bei o bere sau ca să mergi în vacanță sau mai știu eu ce de genul ăsta. Părerea mea că nu te vaccinezi nici ca să mergi în vacanță, nici ca să bei o bere, ci te vaccinezi pentru că ești conștient și că trebuie să rămâi sănătos sau să faci o vorbă a bolii mai puțin gravă. Știi cum e? Când ești sănătos, te gândești mai puțin că o să te îmbolnăvești. Că așa e natura umană. Nu ești foarte prevenitor. Aici suntem într-o țară în care nici analizele nu ne le facem la vreme. E adevărat, Cătălin, dar trebuie să începem de undeva. Și consider că ăsta era un bun început pentru autorități să intervină în mod profesionist, dacă pot să spun așa, și să fac o campanie conștientă și o campanie serioasă în care oamenilor să le explice ce înseamnă să te vaccinezi, ce înseamnă dacă sunt efecte secundare, da, sau nu sunt efecte secundare. De acord cu tine, am văzut asta în alte țări și de-aia îți spun, pentru că mi se pare că și unii oameni nu s-au vaccinat, pentru că am și eu prieten care mi-a zis, bă, ce să mă vaccinez, să beau o bere? De asta ne vaccinăm. Și eu consider că nu trebuie să ne vaccinăm să bem o bere, ci ne vaccinăm ca să fim sănătoși. Asta deja e tardiv. Ce facem acum, azi, când lumea moare pe capete? Câte un avion cade în fiecare zi în România? Cătălin, aici tot autoritățile ar trebui să intervine și să găsească o soluție în care să conștientizeze populația că trebuie să se vaccineze. Dacă ăsta este răspunsul la această boală sau la această pandemie, deocamdată nu este altul. Părerea mea că autoritățile, din păcate, nu fac ceea ce ar trebui să facă. Sunt mai preocupate de alte lucruri, de guvernare, de cine obține mai multe, voturi, de cine obține mai multe posturi de conducere. Asta îi frământă pe ei în perioada asta și nu îi frământă deloc poporul și populația. Dar mi-e teamă că vaccinarea durează, adică ea durează cu săptămânile. Mi-e greu să cred că acum mai poate să fie singura soluție. Aia e marele păcat. Adică am ratat nenumărate momente. Știți că în această țară, a zis domnul președinte Iohannis, că a fost învinsă epidemia. Mulțumesc, Dan. Vreau să-l aud pe Claudiu. Salutare, Claudiu. Ce ai face? Salutare. Exact cum a zis și antevorbitorul meu, peștele de la cap se împute. Să luăm un pic chiar de la început, când domnul Cercel și domnul Rapila minimizau. Că e un mic punct acolo. Va dura. Bun, nimeni n-a știut. A fost ceva cu totul nou pentru noi. Ok, dar după 2, 3 luni, 5 luni, când ai văzut că de fapt e grav, ești frate public și spune, domnilor, am greșit, am minimizat, dar uitați, de fapt, treaba stă în felul următor. E groasă, nu știm cu ce să luptăm, n-avem medicamente, totul e nou. Singura soluție rămâne vaccinarea. Dacă vreți de bunăvoie, după aia, dacă vezi că evoluează, fă-o, frate, obligatorie. Acum degeaba stăm și ne văicărim că să vezi că mama, că tata. Va fi o selecție naturală. Din păcate, un pic cinică, bine a zis și domnul Popescu, ce să mai facă guvernul? Să te scarpine pe burtă, să te mânghe cu nici pe la nas, să zică, hai, mai iau o pere de la mine. Deci, soluția românească este cea pe care președintele Trump și o grămadă de republicani în America au visat-o, nu? Lăsăm totul la liber, oamenii se vor descurca, nu? Asta e ideea. Din păcate, acum asta s-a ajuns. Și societățile civilizate acceptă? Stai un pic, Claudiu. E simplu? Adică asta e? Păi nu este simplu. E adevărat că nu este simplu. Dar uite-te și tu acum. Pun pariu că din momentul în care s-au publicat apelul medicilor de la București, încă 20.000 de antivaxeri sunt deja, ce bă, că i-ați numai 5 care fac apel. Nu sunt bune cifrele. Arafat minte. Ăla nu zice adevărul. Am eu prieten care mă combat. Bă, nu asculta cifrele aia. Nu sunt alea bune. Dau eu sondaje bune. Nu e bine să te vaccinezi. Nu e bine așa. Nu este ok. Deci, indiferent ce apel fac, lumea va zice, a, dar nu e chiar așa de rău. Nu intervine ăștia... statul? Păi da. Dar statul deocamdată doarme. Și din păcate, cam a dormit cam mult.
în ultima perioadă. Nu, 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 și ca atare vom rămâne pe selecția naturală. Fii atent, statul român știe bine ce se petrece. Haideți să stabilim un lucru. Oamenii așa au ales să fie. Adică au stat în birouri. Țineți minte că domnul Câțu a zis la un moment dat, ce vezi mă, v-am dat vaccin, la revedere, din punctul ăsta de vedere. Așa a ales statul român să treacă peste această criză, cu lașitate, incompetență și alegând în mod voit ca oamenii să moară, ca unii oameni să moară. Adică... Da, din păcate, da, așa se va întâmpla. Foarte mulți vor muri, dar în continuare sunt oameni care zic că nu este adevărat câți mor pe zi, că aici, tot ce ascultăm noi la radio și la știri sunt falsi. Câțu știe câți oameni mor pe zi, nu? Adică Câțu nu-i din ăștia, Iohannis nu-i corect, din ăștia, nu? Nu? Prefectul nu este, Capitalei da. Nu e din ăsta, nu? Ministrul Educației știe câți copii bolnavi sunt în școală. Adică... Foarte, da. Eu aici la precez, îmi pare rău, eu aș fi vrut să se meargă în continuare la școală. Eu copiii abia mi-am dus, am făcut doza întâi, urmează doza a doua. Dragul și meu, în continuare să meargă se la școală. Merge, se merge la școală până când se închide. Până când se închide, deocamdată asta e, mergem la școală. E adevărat, rău va fi de copilași și amici. Ăia mici înțeles. Cum să facă online să atunci... deseneze, să-și învețe literele? Eu m-am gândit că rău va fi de aia bolnavi. Eu așa m-am gândit, că rău va fi de aia bolnavi, pentru că eu văd că acum directorii fac solicitări cu sutele de închiderea școlilor. Da, dar nu fac teste, aici e marea problemă. Păi, dar ei au copii deja bolnavi, adică au copii bolnavi în clasa nu... Găsește unul și spune, hai să închidem toată școala. Păi așa, asta e procedura. Într-o clasă când se îmbolnăvește cineva, dar asta facem și la locurile de muncă, nu? Îi trimitem acasă pe cei din jurul celui bolnav, nu? Corect, clasa respectivă, dar restul lasă-i să vină la școală. Păi sunt clasele pline, că nu se închide de la o clasă. Sunt clasele pline de copii bolnavi, asta încerc să zic. Nu, nu știu, eu nu, aud de la Câmpartea, la Ilfo, la București, nu știu, la Brașov n-am auzit. La Brașov, sigur, eu n-am zis să vă închide școlile la Satu Mare din cauza că e la București. Eu vorbesc de București, în mod evident. Vorbesc ce văd cu ochii mei, în sensul ăsta. Da. Da, și oricum este adus mai degrabă, eu suspectez că este adus de părinți acasă dat copiilor, ei nu fac forme de niciun fel, duc la școală și așa mai departe, nu că copiilor ar fi fost problema principală. Nu știu să zic asta, că nu sunt epidemiolog aici. Și iarăși o mare notă de doi pot să dau politicienilor, cum mai să te creadă pe tine omul de rând când te vede la congres că tu stai fără mască, dita mai președintele, toți pe lângă tine cu mască. La întâlnirea de la Sibiu sau unde Dumnezeu iară, pe Facebook circulă poză unde domnul Iohannis și doamna Iohannis sunt fără mască, da, în spate SPP-ul cu mască. Acum, omul zice, păi uite-te și tu, bă, dacă ăla dă așa, eu ce să mai cred, bă, te cred pe tine, adică pe mine, cu alți prieteni, dacă până și președintele, bă, umblă, nu-ți dai seama că e o mascaradă, ne mai vorbim de șoșoci, latrina 3 și restul. Normal că lumea nu crede și atunci va rămâne selecția naturală. N-avem, frate, asta e, ne descurcăm. Și o să mergem înainte, cât scăpăm, care se vaccinează bine, care nu, nu ura da. Și la gară. Nu mai avem înțeles. S-a închis. O închidem România din punctul ăsta de vedere. Radu, salutare, ești la România în direct. N-am mai avut răbdare, Radu, hai să-l vedem pe Marian. Salutare, Marian. Bună ziua. Cum procedăm mai departe? Din punctul meu de vedere, ar trebui reintrodusă carantina. Pentru că părerea mea personală este că numărul de infectări este mult mai mare, sunt multe persoane care nu merg să se testeze, zic că au o simplă răceală. Asta zice domnul ministru Cheche Otilă. Asta zice și el. Chiar n-am ascultat părerea dânsului, dar probabil că numărul de infectări este mult mai mare, sunt mult mai mulți oameni care nu ajung la spital și de care nu se cunoaște. Iar carantina cred că ar fi cea mai bună soluție pentru o perioadă de 2-3 săptămâni, măcar ca să se oprească valul. Altfel, nu văd nicio soluție, că greșelile au început din vară, când autoritățile nu au aplicat legea și nici acum nu aplică. În continuare sunt nunți cu sute de persoane, în continuare se îmbulzesc oamenii la moaște, la biserici, în continuare nu se poartă mască în mijlocele de transport în comun, în continuare... Nimeni nu te întreabă nicăieri de mască, de reguli. Ești vaccinat? Ești vaccinat? Da, noi suntem vaccinați. Noi, toată familia, uite, suntem vaccinați. 6 din 10 români, Marian, ăsta e un studiu făcut de o companie, Reveal Marketing Research se numește, în perioada 6-10 octombrie,
sper să nu mă înșel, ba da, 6-10 octombrie, 6 din 10 români spun că nu vor să se vaccineze, da? Bun, acum ei nu-i cred... Cunosc nici... și eu cazuri chiar apropiate de curând, colegă de servici care a refuzat vaccinarea și se lua după tot felul de postări, a râs de mine sau a zis că sunt anormal când mi-am vaccinat copiii în vară, știind că urmează școala și am așteptat să dau drumul, sunt totuși adolescenți, știam că o să umble, o să circule, o să aibă contact cu multe persoane, sunt în perioada chefurilor, în perioada distracțiilor, nu poți să-i ții legați. Și, na, aveau o părere foarte așa, că nu sunt normal sau că gândesc prost. Acum, săraca, după o nuntă cu 600 de persoane, în care un vecin i-a decedat în 3 zile după nuntă, după o săptămână de la nuntă, ea stă în pat acasă într-o formă medie de COVID. Și acum, probabil nu mai crede că este o simplă răceală. Da, ăsta e marele păcat. Asta au greșit, cum au spus și antevorbitorii mei, autoritățile au greșit foarte mult. După valul 3, trebuia să ia măsuri mai drastice de respectarea legii, de verificat tot ce se putea verifica, nunți, botezuri, toate adunările mari care au fost de-a lungul verii și de-a lungul timpului trebuiau verificate pentru a se respecta sub o formă sau alta regulile. Pentru că asta era datoria statului până la urmă, ca să nu se ajungă aici. S-a râs de oamenii care mai respectau niște reguli minimal și s-a dus o campanie hotărâtă împotriva lor. Ăsta a fost, iar astăzi când se moare, toți curajoșii cu pricina, curajoșii de tastatură, dar probabil că și în viață s-au comportat ca atare, cam și dispar. Aici este o problemă din punctul meu de vedere. Există o lege care, dacă nu mă înșel, se lasă cu amendă penală sau chiar condamnare pentru... că ești responsabil de propagarea bolilor cu transmitere. Indiferent că sunt boli cu transmitere sexuală. Un cetățean săracul de el l-au băgat pe un cetățean care... Dar în schimb sunt alți formatori de opinie, gen Ion, Susoacă, care toată vara au făcut meeting-uri și au... Nu știu, deci chiar or fi parlamentar, dar nu se poate, pentru că sunt o groază de oameni care au plecat. Oare Partidul AUR... Oare Partidul AUR e mulțumit de ce vede în România? Eu zic că Partidul AUR și Partidul... social-democrat, care în primă instanță au atacat amenziile, au îndemnat oamenii să nu le plătească, să nu fie de acord cu restricțiile, au suflete pe conștiință. Da, mi-e teamă așa că cum da. Ei, la rândul lor, au făcut medici criminali în valul 3. Bine că n-ai uitat. Ții minte când se mergea în fața spitalelor. Criminal. Da. Domnul Dan Bidman și alți formatori de opinie, doamna Bahmuțianu, eu nu-i urmăresc, însă sunt pe un grup de Facebook unde dacă ai deschis o știre, automat ești bombardat cu tot felul de informații de acest gen. Și mă uit la ele și rămân prost. Și sunt oameni, o groază de oameni care cred în ele. Cred că astăzi... Asta s-a întâmplat. Da, Maria, deci la noi asta s-a întâmplat. Da, e purul adevăr. Cred că astăzi, foarte mulți dintre vorbitorii din spațiul public ar trebui să-și facă o analiză asupra cuvintelor lor și asupra propriilor persoane. Ar trebui să se gândească dacă ceea ce au făcut în ultimele luni, atunci când au apărut la televizor sau au vorbit pe Facebook, nu cumva a dus la răspândirea morții. Stați un pic pe acasă, pe la voi, înainte de a ieși data viitoare și înainte de a vă mai vorbi despre politicieni sau despre asta, vedeți dacă ați făcut ceva responsabil. Și explicați-le oamenilor ce ați făcut și de ce soluțiile voastre sunt mai bune astăzi și care ar fi soluțiile pe mai departe. Faceți-vă un pic procesul ăsta de conștiință, da? Pentru că genul acesta de manifestări pe care ascultătorul nostru le-a invocat lovesc întotdeauna în cei mai slabi, nu cei mai puternici au de suferit. Suferă oamenii care sunt mai săraci, mai needucați, suferă cei care sunt victime ale dezinformării, suferă cei care nu au acces și nu au fost învățați vreodată să aibă acces la educație de calitate. Ei sunt primele victime și primii care ar trebui protejați. Așa, pentru bogați, cum spunea domnul profesor Papahagi pe Facebook, ar fost mult mai simplu. Bogații au bani, știu să se protejeze, ar fi plătit, ar fi luat totul asupra lor și ar fi scăpat. Dar societățile europene, nu știu dacă merg așa, numai în direcția asta.
Ioan, salutare, ești la România în direct. Ne întrebam astăzi ce mai e de făcut mai departe când ajungi să se moară cel mai mult din Europa. Salut, Cătălin. Păi, în momentul acesta, lucrurile sunt deja depășite. Sunt deja depășite de mult. Eu sunt medic, am 39 de ani, nu sunt pe una dintre specialitățile acestea care sunt extrem de sensibile în momentul acesta. Mă refer la ATI, mă refer la pneumologie, mă refer la medicină de urgență. Pe lângă asta lucrez și în sectorul privat mai mult și se recunoaște în sectorul privat în momentul acesta este net avantajat și este mai ferit de ceea ce se întâmplă. Însă am foarte mulți colegi și prieteni și rude care lucrează în sistemul de stat și îmi povestesc ce grozăvii se întâmplă. În momentul acesta trebuie să recunoaștem că situația este depășită, este deja al 24-lea ceas și, din păcate, toate măsurile care vor fi luate din acest moment încolo nu vă face decât poate să limiteze un pic numărul de morți. Păi da. Stai o secundă. Țineți un pic răsuflarea. Vreau să citesc ceva ce spune Nelu Tătaru pentru a completa povestea ta. Zice așa. Sunt colmatate toate spitalele, e ca pe front, se moare, se întâmplă, există mii de apeluri în așteptare, epuizare, durere, tragedii fără margini, nu mai avem timp să nu credem. Alegeți cu mintea pentru viața dumneavoastră, pentru familie, oameni dragi, înainte să fie prea târziu, spune domnul Tătaru, colegul dumneavoastră. Da, mesajul dânsului trebuie să fie un pic mai optimist. Și atunci trebuie să mai dea o speranță. De fapt, nu mai este nicio speranță. Lumea va muri de acum încolo, la acest nivel de 400 de morți, de 400, 500, se va trece de 500 de morți pe zi, va muri ca într-un război. De ce? Din foarte mulți factori, din pricina a numeroase motive. 1. Lumea din România este ignorantă. Este ignorantă. Ăsta este adevărul. Citeam un studiu care spunea că dintre toate statele din Europa, Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri la vaccinare pentru că, și le dau acolo mai multe motive, că au făcut parte din tot blocul comunist, că nu au încredere în autorități. Fals. Lumea este ignorantă. Ignoranța e un rezultat al comunismului și a ceea ce s-a întâmplat, să știi. Da, putem să o luăm și așa, că într-adevăr este și ignoranța asta este dată de altceva. Lumea nu a vrut să se vaccineze, lumea s-a lăsat convinsă de toți, nu știu cum să-i numesc, toți cei care au apărut la televizor, de lideri politici, gen Partidul Aur, gen PSD, care și-au jucat cartea cu cinism. S-a lăsat convinsă de toate aceste lucruri. Văd zilnic oameni care nu poartă mască, văd zilnic oameni care nu poartă mască bine, încă nu știu cum să poartă masca bine, deși trăim cu realitatea asta de un an și jumătate, văd zilnic oameni care se ceartă că ei nu vor să poartă mască, să nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă în mediul online, pe Facebook, pe Instagram, pe toate aceste canale de comunicare. 2. Guvernanții și-au bătut joc. Au pus, exact cum ai spus mai devreme, problema cu cinism. Noi știm că lumea va muri, dar nu ne interesează. Noi nu vrem să ne pierdem capitalul politic. În România este mai multă lume care vrea să se vaccineze și care crede în acest virus sau mai multă lume care nu vrea să se vaccineze și nu crede în acest virus? Exact. Cu siguranță sunt mai mulți cei care nu cred. Și atunci, noi ce vrem să facem? Să conducem în continuare. Așa că nu au luat deciziile, toate deciziile care trebuiau luate din iulie, din august. Știam că valul 4 va veni. Nu! Așteptăm să moară lumea și atunci vom lua deciziile sub presiunea politică pentru a da iluzia că facem ceva pentru ei, că noi de fapt nu facem pentru ei, facem pentru noi. Și ce măsură ar putea să ia? În momentul acesta ar trebui să se intre în carantină. Cu copiii la școală, mi se pare de domeniul absurdului. Am și eu copil mic, este în clasa a 5-a. Am fost singurul pe grupul de părinți pe WhatsApp care a spus să se închidă școala, care a spus să facem online. Am ascultat și antevorbitorii tăi. Este, nu știu cum să zic, o nebunie totală. Toată lumea spune, nu se învață online. Știu, și copilul meu a învățat anul trecut online. Am văzut ce se făcea online, aproape că nu învăța. Dar despre ce vorbim aici? Despre sănătate și despre educație.
ce trebuie să pui în balanță? Acel copil va avea un start mai bun în viață dacă îi moare tatăl, sau dacă îi moare bunicul, sau dacă îi moare mama, dacă ia COVID, vine acasă, îi îmbolnăvește pe cei din familie, aceștia mor, va avea un start mai bun în viață? Asta nu se înțelege. Nu, vrem să ne ducem copiii la școală. Nu, luptăm pentru școala fizic și apoi încep să moară. Doamne, școlile se închid în mod natural. Deci aș vrea să înțeleg... Se închid în mod natural, dar ele ar trebui să se fi închis în mod rațional. Evident, evident, că de asta suntem... De asta suntem oameni cu creier și de asta ești pus politician să iei decizii care uneori nu plac oamenilor. Despre asta este vorba în această... Nu vor să pierdă capitalul politic. Asta este clar. Nu vor să pierdă. Iar ceea ce se întâmplă în acest moment în situația politică din țară, un ban fizic este... Stai că revenim și la nesimțirea cu pricina. Îți mulțumesc tare mult. O să mai facem ediții despre starea politică din România. Între 1914 și 1922, în această țară, a fost o epidemie de tifos. Nu există date foarte clare ale numărului de morți, dar sunt estimați undeva între 150.000 și 300.000 de morți, da? Dintr-un total de vreo 600-800.000 de îmbolnăviri. Lucrurile nu sunt clare. Sunt oameni care au murit ca în bătălii la data respectivă. Astăzi, într-o nație mult mai civilizată, mult mai puternică și cu mijloace mult mai mari de apărare, dacă am ajuns la o cifră de vreo 40.000 de morți, da? Adică, încetul, încetul, repejor, așa, dacă o ținem tot pe linia asta și dacă o să calculați dumneavoastră, o să vedeți că cifrele astea de la epidemia de tifos de acum 100 de ani, tot în sărăcia asta de Românie, nu trebuie să mai pară atât de impresionante. Și noi facem asta 100 de ani mai târziu, cu ceva spitale, cu o armă de apărare, și cu niște politicieni care, sigur, au mai trecut și prin niște facultăți. Dar ce să vezi, că aici s-au întâlnit exact, hoțul cu prostul. Cred că asta a fost întâlnirea magnifică în clasa politică românească. Cred că s-a întors Simona la noi. Ia să vedem. Bună ziua! În primul rând vreau să amintesc că poporul român, din păcate, este un popor care nu știe să facă ceva decât dacă este obligat. Așa am fost învățat și se pare că nu ne schimbăm mentalitatea. Dar noi, dacă nu te obligă cineva, nu faci. Dacă celălalt face, este luat în derâdere. Din păcate, am ajuns la concluzia că sunt mult mai multe cazuri decât cele raportate. Eu știu cunoștințe de ale mele care se duc, se testează prin testul care se poate lua de la farmacie, apare că este pozitiv și decât să anunțe mai departe DSP-ul sau altceva, nu o fac pentru că vor avea de suferit colegii, că ce va zice șeful și așa mai departe. Deci cazurile sunt mult mai multe decât ne așteptăm. Ce este mai dureros este că o vară întreagă politicienii noștri nu au făcut absolut nimic, nu s-au gândit că începe școala, asta mă irită, nu s-au gândit atunci. Și acum tot ne plângem doar de cei care mergem fizic la școală sau mergem la muncă. Dar nu ne uităm la oamenii care au o vârstă și care poate ne-au susținut pe noi. Oameni care acum, din păcate, nu au unde să meargă la medic. Pe mine asta mă doare. Un om care și-a plătit o viață ceasă și toate celelalte și poate are nevoie de medic și nu merge, că nu mai are unde. Deci la noi s-a pus în discuție și problema ca oraș, ca spitalul din Moinești să treacă pe spital COVID. Va fi groaznic dacă se trece pe acest lucru. Păi, crezi adică că trece în mod natural? Adică unde să-i ducă pe oamenii aia dacă sunt mulți bolnavi? Dar sunt oameni, adică nu e ok. Adică lăsăm așa, ce facem? Tragem la sorți? Am ajuns în stadiul ăla, vedem care pe care? Da, să știți că eu m-am ferit. Între cadrele didactice nu suntem conștienți, sunt în colegi nevaccinați și care refuză vaccinarea și eu le tot spun, cum Iorga a zis, raportat la Dumnezeu că există sau nu, așa am zis și eu și eu am repetat, sora mea știți că a trecut prin perioada aceea, este după nu s-a vaccinat, știți că e cu cancer, nu a putut să se vaccineze și îmi spune Simona, cum ți-am zis, nu sunt pentru, dar dacă e apă de ploaie și o repet, nu are ce să-mi facă rău. Dacă e ceva bun acolo, poate mă scapă. Da. Iar nu suntem conștienți. Cineva... Nu purtăm mască. Nu purtăm mască. Asta nu înțeleg. Sau văd oamenii care poartă mască sub nas. Păi, dar nu ce mai pune. Doar de dragul de a avea mască. Nu. Și vă spun, dacă nu vom fi obligați, nu facem nimic. Și îmi pare rău că trebuie să o spun. Așa? Ce să ne oblige? În primul rând trebuie să ne oblige, să ne dea amenzi. Băi, te-am prins că nu o porți, îți dau amendă.
poate odată nu înțelegi, a doua oară nu înțelegi, dar până la urmă să înțelegi. Vaccinarea, sincer, consider că trebuie făcută obligatorie, iar școlile, eu nu vreau, pentru că eu am luat o clasă pregătitoare și, din păcate, au învățat online la grădiniță și e foarte greu, pentru că au învățat greșit multe lucruri, mai ales a scrie în oglindă, ceea ce este greu să-i reînveți. Nu vreau să se intre pe online, pentru că mi-ar fi foarte greu, dar decât așa, prefer să se intre pe online. Adică să avem ceva. Degeaba din 21 de copii o să-mi vină 10 la școală și restul poate vorba aia să îmbolnăvesc sau ceva, unde este viitorul? Da, copiii nu pot să-ți deci... răspund la asta. Dar uite, răspundem tu la o întrebare aici. Da. Scrie cineva pe Facebook, nevaccinat, probabil, că v-am spus că emisiunea asta e și pe Facebook. E acolo o dezbatere mult mai amplă decât asta, știi tu la ce mă refer. Și zice așa, păi ce, domnule Striblea, cum ați împărțit țara, dumneavoastră și ascultătorii, în 30% vaccinați care sunt deștepți și 70% nevaccinați care sunt proști? Asta mi-a scris o doamnă mai devreme aici. Știți ce a zis Petruțuțea? Îmi cer scuze că o să spun pe post. Și idiotul și are rostul său. Și cu asta am spus totul. Da, cred că domnul Țuțea a zis mult mai multe lucruri. Bun, dar eu zic greu. Așa. Și știți ce? În societatea noastră nu putem fi toți la fel. Că dacă am fi toți la fel, nu am putea. Deci de-aia trebuie să existe unul mai bun. Nimeni nu este prost. Doar suntem unii mai buni, unii mai puțin buni. Prost nu există, nimeni nu este prost, să știți. Omul se naște bun de la natură, societatea îl strică. Și noi nu suntem uniți între noi. Și vă spun eu, carantina este singura noastră soluție. Altfel nu. Suntem într-un picaj. Și mă întreb, eu nu mai am așteptări de la politicieni nimic. Deci am avut așteptări de la un alt guvern. Și care nu va fi mergând în mată. Deci nu mai am așteptări. Știți și problema acum... și care este... Încep, scuze, problema este că încep să nu mai am așteptări de la mine, pentru că degeaba am așteptări de la mine grav. Dacă nu pot să le pun în practică. Nu am cum, nu mă ajută nimeni. Asta deci... e cel mai grav. Simona, îți mulțumesc tare mult, căci vreau să-l aud și pe Ștefan. Tare mi-e teamă că, știți că acum 200 de ani a existat în țara asta o epidemie de ciumă. S-a murit aici, în sudul țării, mult, din greu s-a murit. I-a zis ciuma lui Caragea. Peste 200 de ani a venit vorba asta de aici, balta albă, când sigur îi îngropau pe bolnavii de ciumă în var, că nu aveau alte soluții la data respectivă. La perioada asta, cum o să-i zică? Ciuma cui o să-i zică? Oare tot să mă întreb. Ștefan, salutare, ești la România în direct. Salut! Bună, am ascultat și Pante vorbitor. Și aș vrea să încep cu o idee, fiind medic de medicină de urgență și practicând medicina de urgență în București, acum lucrez pe cont propriu. Cred că nu suntem un popor prost. Eu când am căpătat cunoștințe medicale din cărțile în engleză ca medicină de urgență, am pus în practică imediat ce am citit. Și mi-a fost foarte greu la examenul de medic primar, care l-am susținut la Cluj, să învăț în cărți de medicină de engleză, pentru că medicina de urgență nu are cărțile adecvate traduse în limba română. Asta ce înseamnă de chirurgie. Asta ce înseamnă pentru situația noastră? Asta înseamnă că nu suntem idioți, înseamnă că s-a înființat specialitatea în anii 95-96, dar nu s-au adus pe piață nici de particular, nici către stat cărțile adecvate ca să te pregătești adecvat. Stai un pic ca să ajungem înțeleg. La așa. Anterlocutorul anterior. În medicină, COVID-ul a arătat că sunt grave probleme cu sistemul medical înainte de COVID. În medicii de familie, cum o parte din ei, dar am verificat și eu, când am fost pacient, deși sunt medic urgentist, m-am dus la medicul de familie și am urmărit cum face examenul clinic. Vrei să spui că avem o problemă și cu corpul medical, da? Adică care nu e pregătit pentru situația asta. Și azi ajung la o altă discuție care ai avut-o tu, cu înființarea facultăților particulare de medicină în anii 90, în care nu a fost nicio structură a statului să le verifice corectitudinea corpului de pregătiri. La Oradea și în alte zone s-au înființat facultăți realizându-se o diluare a calității actului medical. Asta o știu, am verificat-o,
Nu un an, nu 2 ani, nu 3 ani, 23 de ani de medicină. Pot să fiu de acord cu tine, dar pentru că nu mai avem decât 30 de secunde. Ok, fii atent, am văzut și pregătirea asistentelor medicale, asistentele medicale din România, nu știu să asculte un plămân și să anunțe un medic, iar raportul medic-asistenți este defavoarea medicilor. Cu atât medicina, mai mult. Ce soluție îmi propui astăzi? Medicina se face cu medici. Știu concret, că... Concret. În valul 4 vreau să ascult nu numărul de paturi al guvernanților, ci numărul de medici urgentiști, medici de cardiologie, medici de medicină de interne, care sunt angajați și în spitalele COVID, pentru că orice medic de boli infecțioase care tratează acest virus COVID cere consult de cardiologie pentru comorbidități, cere consult de chirurgie generală să nu fie vreo peritonită. Uite. Tratamentele, cum le spuneai tu, la bolile vechi, ciumă, unele dintre ele astăzi se tratează cu cele mai simple antibiotice, tetraciclina, pe care guvernanții, cei care reprezintă Ștefan, guvernul, mulțumesc. Nu aduc. Îți mulțumesc. Să știi, asta voia să zic, că și de medicamentele pe care nu le aduc. Au început să aducă niște medicamente, au cumpărat ieri 5200 de doze dintr-un medicament ăsta nou cu anticorpi. E o discuție la care o să revin, dar am învățat ceva astăzi, că trebuie acum să întărim corpul medical pentru a răspunde crizei morții acestor oameni. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.